Atât vreau să vă spun, vă mulțumesc că ați venit și să ne semnați procesul verbal. Mulțumim, domnul Nelu. Domnul Hotorăgea, vă rog să poftiți aici. Cu scuzele de rigoare că n-am reușit să vi le dăm o dată când am dat la ceilalți colegi. Domnul Hodorogea e un băiat foarte, foarte bun, îl apreciem, îți oferim legitimația, așa cum am promis, într-un cadru festiv, să nu vi-l dăm pe undeva pe stradă sau într-o bibliotecă sau într-o librărie. Dacă aveți ceva să ne transmite colegilor noștri. Păi, mă bucur că fac parte din rândurile dumneavoastră, sper să mă ridic la înălțimea... A noastră, Uniunea noastră, de acum. La înălțimea Uniunii. Îmi doresc o scoție să dezvoltăm cât mai mult acest bani și îi doresc la mai mulți ani. Mulțumesc foarte mult! Să ții aproape de noi, așa cum am urat și la ceilalți colegi, iar articolele semnate de dumneavoastră să apară în ziarele vâlcene. Să nu aud că îmi spuneți eu unde public. Avem atâtea publicații care apar în chioșurile stradale, încât nici nu știu cât mai sunt. Indiferent, paleta este largă. În istorie, în cultură, în știință, în artă, în literatură, în sport, în orice domeniu, faceți materialul, îmi dați un telefon și eu vă trimit publicații acolo, 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 acolo. Sunt atâtea publicații, așa cum face și doamna Marilena Capșu. Vă dorim tot binele din lume. Domnilor, punem punct aici a ședinței noastre pe luna iunie. Vă mulțumim pentru participare. Vă dorim tot binele din lume. Să aveți o zi în continuare cât mai frumoasă și poftă bună. Sărutări la cei dragi!